Salutări, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție de Sportcast cu Sile, un podcast Orange Sport, un podcast evident în care beneficiem de ajutorul vostru, dar și de sprijinul celor de la Betano. Le mulțumim și dați subscribe paginii, de fapt canalului de YouTube al Orange Sport, pentru că merită și pentru că ne găsiți aici de fiecare dată. Când vorbim de comentatori sportivi, cred că în general este foarte important ca respectivul personaj să aibă o voce recunoscutibilă, ușor recunoscutibilă. Și sunt câteva asemenea personaje în presa sportivă din România. Cu siguranță Mihai Mironică, care aici alături de mine, este una dintre aceste voci. Mihai, te salut, mă bucur că suntem împreună și mă bucur că ai acceptat invitația, pentru că încerc să variez așa, să aducem oameni de sport, după care să aducem și oameni de presă, că mi se pare că ambele zone, dacă vrei, întregesc peisajul ăsta al nostru, dacă vrei. Mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc mult și pentru prezentare și mi-aduc aminte, apropo de ce spuneai mai devreme, că alternezi genul de invitați, cum colegul nostru de la Orange Sport, Mihai Stoica, spunea la un moment dat, au ajuns jurnaliștii să vorbească între ei. Adică da, se părea așa o absurditate. Da, e foarte acum bine. Acum să o punem de o mică absurditate, da, să vorbim între noi. Aș spune chiar că la un moment dat jurnaliștii sportivi erau mai numeroși în cadrul experților, dacă vrei, da, și ne-au cam luat locul ăștia, foștii da, jucători, știi, că da, a devenit moda asta, am preluat-o și noi din vest, în care nu mai vorbesc ziariștii. Ziariștii au un loc tot mai mic, tot mai, da, da, suntem tot mai înghesuiți așa, dați afară ușor, ușor, ușor. Dar știi cu ce aș începe? Ai comentat Liverpool-Milan. Da? Și este... Două. Unul bun, da, pentru tine, unul... Cum e să comentezi un asemenea meci, tu suporter al clubului respectiv fiind, adică tu iubitor de Liverpool, ulterior cred că a aflat lumea, nu știu dacă la momentul final ele era atât de cunoscută iubirea ta pentru Liverpool. Dar cum e să comentezi așa ceva? Poți să te detașezi? Eu zic că reușesc lucrul acesta, pentru că 2 ani mai târziu am comentat finala în care Milan o bate pe Liverpool și am comentat la fel de entuziast, chiar dacă în mine curgea sigur, dacă curgea venin din mine, da, exact. Și ca o dovadă pentru faptul că eu zic că reușesc să mă detașez și să fiu obiectiv, îți povestesc un episod care s-a întâmplat la Atena în 2007, deci eram la finala aceea de după 2 ani de la prima finală. Cu Inzaghi finală, și Rize de gol. Cu Inzaghi, da. Și după acea finală de la Atena, mă întâlnesc, mă duc și eu să văd un meci al lui Liverpool într-un loc unde se strângeau fanii lui Liverpool. Și acolo mă întâlnesc și cu liderul acestei grupări, să zic așa. Și eu nu mă cunoșteam cu el. Și îmi zice că era în avion atunci la Atena, când se pleca după finală. Și mi-a povestit că a vrut să mă bată atunci pentru cum am comentat la finala din 2005. La pauză, fiind 3-0 pentru Milan, îți dai seama că am tot spus pe parcursul primei reprize că Milan a desfințat-o pe Liverpool cu entuziasmul de rigoare și el atunci m-a perceput ca pe un tip anti-Liverpool, ca să vezi cât de tare mă pot detașa. Sigur că apoi a venit repriza a doua, loviturile de partajare și la mijloc a fost și acea perioadă de prelungiri, desigur, și a fost cel mai frumos moment din întreaga mea carieră. Chiar am comentat acea finală împreună cu colegul nostru de aici de la Prima Sport și Orange, Costi Mocanu, și nu știu dacă ți-am spus că la pauza acelui meci, când Milan avea 3-0 pentru... când Milan avea 3-0, eram doar noi doi pe acolo pe niște trepte și îmi zice: băi, Maro, dacă Liverpool revine, îmi dau demisia. Știi că e un coleg de-al nostru, nu o să-i dau numele că e de porc. Eu i-am dat numele. Nu, sper că nu se supără. E un coleg de-al nostru din presă, da, care la pauza meciului lui ea, nu știu, a pariat 1000 de euro, că era cotă 1-0-1, o chestie asta, 1000 de euro câștigă Milan meciul. Pe să cuvântul facă, meu, să facă un ban de o ciorbă, da, stai da, da, că nu puteai să faci da, mai mult. Da. Și na, s-a întâmplat ce s-a... Da. Apropo, ai primit de multe ori de-astea, că le venea să te bată suporteri, oameni de fotbal, etc., că absolut, ai zis mai devreme, lui ai venea să te bată. Absolut. De câte ori ai auzit fraza asta? Băi, Mironică, vreau să te bat, îmi vine să te bat. Am auzit-o de foarte multe ori, desigur, și față în față, și sigur pe internet, și chiar și la telefon. Un moment de acest gen amuzant a fost, de exemplu, pe Dinamo. La un moment dat puseseră cabina de comentariu unde era masa presei, la tribuna întâi, și acolo sigur că stăteau foarte mulți suporteri.
Și era o cabină în aceasta foarte, așa, nu prezenta foarte multe garanții. Și a venit unul foarte supărat și a început să bată în plexiglasul ăla și să o miște destul de tare. Și îmi zice, până ajungi la mașină, te sparg, știi? Și zic omule, dar eu nu am mașină. Mă, și momentul ăla nebunit de furie, mai faci și mișto de mine după ce că, da. Da, sunt multe momente de genul acesta. Sigur, dacă ales să fii și mai tranșant așa în mesajul tău public, inevitabil ajungi în astfel de situații. Da, este una dintre probleme. La un moment dat, Nicolae Badea m-a întrebat pe mine dacă ar fi să împart oamenilor ălora de acolo, de la întâia, știi cum era, niște manifeste în care să spun că tu ești stelist, ți-ar conveni. A fost un soi de amenințare de asta. Împărțiți, domnule, nu niciun fel de problemă, că oricum când merge acolo zbătăia în... Da, da. Bun. Mia, ești până la urmă comentator, invitat, moderator, ai avut toate, ai atins toate zonele astea. Comentariul îți place cel mai mult? Fără îndoială. De ce? Și de ce? Așa cum îți spuneam și mai devreme, acel meci, de exemplu, cu Milan a fost cel mai tare moment și dacă e să luăm primele 10 momente din cariera mea, să zicem, de jurnalist, aș spune 10 meciuri, de exemplu, pe care le-am comentat. Sigur că au fost și emisiuni de studio în care am avut onoarea de a fi cu invitații deosebit sau care am trăit episoade din acestea mai rămase mai cunoscute, așa, dar această ipostază de comentator, pentru că atunci simți că trăiești cu adevărat evenimentul sportiv. Și ești cel care cumva transmite energia acelui eveniment către spectatori. Practic, în emisiuni comentăm, dar nu trăim la intensitate maximă. Adică pulsul ți se ridică cel mai mult atunci când, de exemplu, când a câștigat Simona Halep finala de la Roland Garros. Da. Sau când a fost meciul acesta cu Milan. Sau când Steaua a câștigat la Kiev, CFR Cluj pe Olimpico. Sunt niște momente în care emoția este incredibil de mare și nu poate fi egalată de nimic. Asta o aveai de când erai mic? Adică tu crești în Constanța, dar ești născut în Constanța, crescut în Constanța, ai fost la liceu acolo și după aia la facultate, înțeleg că te-ai mutat în București. Când erai mic, cum erai? Erai ăla pasionat de fotbal? Erai ăla, nu știu, care tăia din ziare, care făcea clasamente, care juca fotbal cu nasturi? Sau, eram bolnav cu fotbalul, da? Știi cum era, de dimineață până se făcea întuneric și chiar și la lumina unui bec stăteam, nu ne mai aducea din casă. Și apropo, nu ne mai aducea de afară în casă. Și apropo de pasiunea aceasta nebună pentru fotbal și adusul în casă, care era teribil de dificil pe vremea aceea, am o întâmplare cu tatăl meu, care nu reușea să mă aducă de pe Maidan, de acolo, să mă aducă în casă. Și pentru că după ce a fost eliminată Craiova de Benfica, a apărut o legendă urbană, că atunci nu existau ziare care să spună lucruri din acestea mai interesante, să zicem, sau radio sau și mai departe, emisiuni TV. Și atunci era o legendă în aceasta care circula din om în om, cum că Adrian Păunescu, care l-a văzut atunci ca un Superman, ca un personaj atipic pentru societatea acelor vremuri, va rezolva el o rejucare. Pentru că Stromberg de la Benfica avusese nu știu ce cartonaș și nu era eligibil pentru acel meci, în mod normal, dar a jucat. Și apoi la o bară pe care a dat-o Crișan, s-a descoperit ulterior că poarta era prea jos, bara era prea jos și acestea ar fi fost motivele pentru care ar fi trebuit să se rejoace. Așa circula legenda, că Adrian Păunescu va rezolva. Și taică mi-a zis într-un târziu, hai că se rejoacă meciul Craiove cu Benfica. Și am venit instantaneu în casă, a închis ușa, mi-a zis, frate, asta e, te-am împăcălit, țeapă. Dar cam asta, cam atât de mare era pasiunea mea pentru fotbal. Dar și pentru tenis, pentru că... Dar știu că ai jucat tenis cât 8 ani, am văzut că ai jucat cu Cosa, cu Pavel, cu Constanța fiind o zonă din care au tot ieșit. Adică nu știu ce se întâmplă, știi cum era Oltenia cu fotbalul, așa pare Constanța pentru tenis la noi. Nu prea are logică, dar dacă te gândești că la aceeași bază sportivă, pe aceleași 6 terenuri de zgură au apărut Simona Halep, Horia Tecău, George Cosac, Andrei Pavel, acestea sunt numele cele mai mari, dar mai putem găsi și alte nume. Da, e ceva incredibil, o densitate uluitoare de... Bine, de probabil valori. Calitatea actului profesoral, dacă vrea, al oamenilor de pe terenurile alea. Că altfel... Și apropo de emoția pe care o poți trăi în
totuși și în emisiuni de studio, nu doar atunci când comentez niște meciuri, și am amintit de acele vremuri cu tenisul. A fost de curând o ediție a Festivalului de Sport de la Cluj, în care Andrei Pavel a jucat împreună cu Simona Halep, mă rog, au fost nume mari. Mereu când au o ediție în aceasta aduc nume mari din tenis și am avut ocazia să vorbesc în emisiune cu cei doi antrenori pe care eu am avut junior și pe care Horia, când eram junior, și Horia Tecău, Andrei Pavel i-au invitat la festival și au fost în legătură cu mine video. A fost ceva emoționant pentru că nu i-am mai văzut de când eram copil. Și acum eram într-o emisiune la TV, îți dai seama, în studio, ei la Cluj, eu la București, a fost ceva deosebit. Erai talentat la tenis? Nu, eu zic că nu atât de mult cât eram la fotbal, dar am avut și o mica mea contribuție, de exemplu, la ascensiunea lui Andrei Pavel, pentru că el a venit ulterior, a venit și știi cum e, ești în urmă, vrei să-i ajungi pe cei care stă în grupă cu tine, să-i ajungi din urmă. Și mi-aduc aminte că tatăl lui Andrei Pavel mă ruga să mai rămân cu fiul lui și să joc. Serios? Da, da. Deci mai băteați mingea în plus ca să-l ajuns pe el să devină cine a ajuns. Și după aceea, sigur, foarte rapid a ajuns să-mi dea 6-0, 6-1, mai lăsat ca un ghem acolo ca să nu fie prea deprimant. Dar mă răzbunam la fotbal, pentru că eram în același an la școală. Eu eram la A și el era la E. Și la fotbal îi cam ardeam. Și aia era răzbunarea mea prin fotbal față de ce îmi făcea la tenis. Era obiceiul la voi? Da, era extraordinar de orgolios. Era foarte pasionat și este foarte pasionat de fotbal. Este foarte bun și la fotbal. Și suferea destul de tare când îl ardeam la fotbal. Tu ai observat că toți ăștia care au ajuns la un anumit nivel sunt câini. Deci ei nu sunt... Când am auzit de curând iarăși teoria aceasta cu... Mă, ăștia de la FCSB, că au pierdut meciul ăla cu Rapid în ultima etapă, n-a fost cine știe ce, că era ultima etapă, lucrurile erau aranjate, s-a jucat cu rezerve. Nu cred așa ceva, pentru că Andrei Pavel, de exemplu, și așa sunt toți sportivi, așa cum spuneai, dacă joacă o miuță, devin niște fiare. Nu acceptă. Chiuleați și voi să jucați clasă cu clasă, adică să fie... să legați două ore, practic, că spuneai că aveați rivalitate. Asta nu mi-aduc aminte. Sigur că când te găchiuleam, dar mi-aduc aminte că ăsta ar fi fost motivul. Știu însă că aveam scutire de la ora de sport, dar făceam sport în acea, acea oră ca să joc tenis. Pentru tenis. Pentru că școala mea era lipită de complexul, de clubul sportiv școlar unde făceam tenis. Am înțeles. Și atunci plecai de acolo ca să te muți în partea cealaltă. Când te-ai mutat în București și când ți-a încolțit ideea, băi, poate ăsta e drumul meu în zona asta de presă sportivă? Înainte de 92, când te-ai dus la Canal 31, ți-a păruse deja ideea asta? Era ceva difuz, dar nu eram disperat. Trebuie să fac neapărat chestiunea aceasta. Era clar că voi fi jurnalist, că voi merge pe drumul acesta. Dar nu eram disperat să ajung comentator sau ceva de genul acesta. Și un coleg de la școală mi-a zis într-o zi: hai cu mine, știi cum era, hai cu mine că ne plictisim. Da. Mă plictisesc pe drum și hai cu mine să mergem împreună pe acolo. Și el m-a dus la grupul acesta operativ care se crea pentru înființarea canalului de sport și după ce am ajuns cu el acolo, am rămas acolo. Și ați rămas pe... ați fost aleși așa în două zone, din două zone. Sport, educație fizică și sport, facultate și jurnalism. Că a fost și Costi Mocanu aici și mi-a povestit în mare așa cum era perioada. Ce a însemnat perioada aia pentru tine? Erai tânăr, intri într-o redacție, sunteți mulți tineri, sunt și unii cu experiență. Adică erai intimidat? N-ai avut chestii de-astea la viața ta? Nu eram foarte intimidat. Sigur că erau emoțiile acelea de început, era ceva magic să te joci cu așa ceva, dar nu eram foarte intimidat pentru că toți eram la fel de fraieri. Aha. Toți eram la început, nu exista niciun veteran printre noi, au fost aleși doar oameni fără experiență. Sigur că aveam un șef cu experiență, este vorba de Ilie Ciurescu, care lucrase în TVR, cu tatăl tău a fost coleg. Și era o somitate în televiziune în România, dar el era singurul om care avea experiență și care ne coordona. Restul eram numai oameni lipsiți de experiență, așa că nu era ceva care să te intimideze. E adevărat că eram foarte crispați, de exemplu când ni s-a dat primul meci să-l comentăm, ne-a luat vreo 2-3 zile să-l comentăm.
94 Cupa Mondială atunci? Nu. Sau mai înainte de, înainte de Mondial din 94? Dacă tăiați... Nu? Îți explic de ce... Erau montaj. Îți explic de ce a durat atât de mult. De ce a durat atât de mult. Absurd. Meciurile se trăgeau în TVR și se trăgeau pe casete de 30 de minute, Beta, și noi comentam meciul de pe acele trei casete. Și tot, nu exista internet pe vremea aceea, tot ziceam, era un meci Germania-Italia, un amical, și tot ziceam noi scorul și nu știu ce pe acolo și cum se derulează meciul și la un dat apare grafica într-un târziu și pe grafică era trecut un alt scor decât cel pe care îl tot anunțam noi pe meci. Vă aveați caseta greșită? Nu, nu, cât a schimbat tehnicianul din TVR casetele, s-a marcat un gol. Dar noi neavând internet și grafica apărând foarte rar pe meci, noi am mers foarte mult pe meci. Și ce însemna că mergeam pe meci? După două fraze ne opream, bă, n-ai și bine. Trebuie să... Vreau să fie țiplă ce scoteam noi prima oară, știi? Da. Și, mă rog, când, când am descoperit că nu e scorul corect și ni s-a terminat și spațiul acolo la dublaj și când am intrat noi din nou a doua zi, iarăși cu peripeții, într-un târziu când ne-a dus la șef cu meciul comentat după vreo două zile, ne-a zis omul, bă, a trecut cam mult timp de când s-a jucat meciul ăsta, nu o să-l mai dăm. Și primul meci comentat de mine a fost până la urmă la perete, nu s-a mai difuzat. Și erați, explică-mi procesul, că asta e interesant, știi? Cred că e interesant, sau mi-aș dori ca tineri să vadă ceea ce discutăm noi. Tineri poate pasionați de sport, că mai primești și tu, bănuiesc, sunt convins că primești și tu pe Facebook, pe diverse, dar de la tineri întreabă, băi, cum pot să devin, cum pot să fac meseria chiar asta, am fost, știi? Colegul nostru Ion Alexandru are un astfel de curs. Da. Și da. Am fost la un curs invitat de el și chiar de curând am avut ocazia să vorbesc cu niște oameni care își doresc să fie comentată. Da, că voiam să te întreb dacă a fost o chestie, progresul tău a fost treabă autodidactă sau a fost, aveai oameni care, adică Ciurescu venea și la voi și vă spunea aici n-ai făcut bine, aici n-ai, cum te-ai dezvoltat? Sigur că el ne spunea lucruri foarte importante, avea experiența aceasta în televiziune, dar a fost cam autodidactă treaba. Da. Era o piață destul de restrânsă în acei ani 93-94 de comentatori. Existau doar comentatorii clasici din perioada comunistă de la TVR și noi care apăruserăm niște tineri. Și, nu știu, aveam orgoliu acesta să venim cu ceva nou, să nu copiem stilul celor pe care îi ascultasem în copilărie la TVR. Și da, a fost o treabă destul de autodidactă. De exemplu, eu așa am pretenția că noi am cam introdus atunci comentariul în doi. La TVR se comenta cam la singular, știi? Da, da. Mai ales în perioada comunistă, dar și în primii ani de după căderea comunismului. Și noi am venit cu acest comentariu în doi și ne-am zis, mă, dacă tot comentăm în doi, să facem și un dialog între noi, să aibă un sens de ce... Sigur că nu ăla era singurul sens. Sunt studii care arată că publicul inevitabil se plictisește la o singură voce și e bine să alterneze vocile într-un meci. Dar noi ziceam, mă, trebuie să și dialogăm între noi și mi-aduc aminte cum Ilie Ciurescu, după câte un meci din ăsta pe care îl comentam un doi, nu așa, eram destul de ridicoli în dialogul nostru așa, eram destul de formaliști în continuare, nu reușeam să fim suficient de relaxați pentru a ieși un dialog veridic până la urmă. În timpul ai apucat să-ți mai asculți un comentariu de atunci? Hai să zic o treabă. Deci eu recent am început să transpun în digital VHS-uri, niște VHS-uri vechi pe care le-am găsit de ale tatălui meu. Da? Și printre altele am găsit niște meciuri de ale mele comentate în 2000, 2001, 2002, 2003. Știi? Evident că e șocant cât de crispat poți fi la început. Vocea cum îți sună, da. Vocea cum îți sună, greutatea frazei, lemnele pe care le bagi, da, că bagi da, lemne da, la început, da, adică clișeele îți vin foarte la îndemână în momentul ăla. Și eram curios dacă ai apucat, dacă mai ai ceva înregistrat din ce ai făcut în tinerețe. Nu, atât de vechi nu am, dar cred că aș putea găsi pe YouTube dacă chiar îmi doresc. Dar e adevărat că chestiuni din anii 90, la mijlocul anilor 90, nici YouTube-ul nu le asta știe. Spun, că nu da, sunt. Da. Nu, n-am mai ascultat în ultima vreme meciuri chiar de atunci atât de îndepărtate. Dar apropo de întrebarea asta ta, zilele astea mi-a scris Vali Moraru și mi-a zis, băi, am reauzit o finală pe care am comentat-o noi în Cupa României în 2010. Deci nu atât de îndepărtată, dar mm-hmm. Sau sunt totuși 14 ani aproape. Da. Și mi-a zis Vali, băi, deci eram în stare să zic, de exemplu, că
nu știu, erau niște gafe incredibile pe care el le făcuse, vreo două exemple, și mi-a scris ca să ne amuzăm împreună de chestiunile acestea. Sigur că Vali a comentat mai puțin, el a făcut foarte multe emisiuni de studio, da. A lucrat și la știri în ProTV și el comenta mai rar și poate că ăsta a fost un motiv pentru care, sigur, era și emoționat atunci pentru că el e din Vaslui și Vaslui a jucat în finala cupei atunci. Aha. A venit și tatăl lui, că era aproape de Vaslui, finala s-a jucat la Iași și a venit și tatăl lui atunci la finală și poate și emoția asta a contribuit și chiar mi-a scris, uite ce... Și mi-a plăcut apoi adăugirea lui în mesaj că dacă acum... un coleg ar comenta așa, cum comenta atunci, mamă, ce l-aș certa, știi? Da. Da. Suntem foarte exigenți acum cu comentatorii, de exemplu cu colegii noștri, poate mai tineri, dar n-ar trebui să uităm ce ni se întâmpla nouă când eram la început. Cred că s-a și profesionalizat foarte mult meseria, da, adică da. E mult mai... E mult schimbat, mai ales de când au apărut televiziunile astea în care aduce experți, în care deja sunt chestii de nișă. Și mă uitam, apropo, știi că au fost foarte multe discuții legate de Formula 1, de felul în care au fost comentate primele curse de Formula 1 în tandemul ăsta al antenelor cu, mă rog, în fine, și-au ales ei varianta asta. Și stăteam să mă gândesc că omul, cum îl obișnuiești, da? Cum îl dresezi, sună prost, dar cum îl obișnuiești, așa ajunge să pentru că deja ai surse de informare foarte bune, oamenii sunt obișnuiți, chiar și foștii jucători, experți, să îți explice un pic și din punct de vedere, dacă vrei, tactic, ceea ce se petrece acolo. Și lumea nu cred că mai se poate, nu se mai poate întoarce la un stil al anilor 90-2000 în care tu să-i povestești, nu știu, niște chestii pe lângă meci. Nu cred că mai merge în ziua de astăzi. Sunt de acord cu tine, da. S-a ajuns la un nivel superior față de ce se întâmpla când eram noi în prima parte a carierei. Se comentează mult mai bine acum și mult mai profesionalizat, așa cum zici, și cantitatea de informații pentru oricine este pasionat de ceva este uriașă în acest moment. Da, și e adevărat cum spui că publicul nu mai poate fi păcălit, dus pe piste. Sigur că cei de la Antena 1 nu înțeleg de ce fac lucrul acesta și sigur că înțelegi și tu. Publicul care este atașat total de Formula 1 este unul destul de restrâns. Antena 1 este un post generalist, are nevoie de o audiență mare și atunci ei încearcă să adune tot felul de foi în varza asta, știi, dincolo de nucleu, pentru a mări. Probabil că așa am încercat și noi, de exemplu, la Pro, când au fost transmise finalele Simonei Halep. Era tot turneul transmis pe Eurosport, dar finalele veneau și la noi și încercam să găsim un cu totul alt public decât cel care era deja pe Eurosport. Și atunci Andreea Esca era gazda emisiunilor noastre de studio de dinainte, de după finală. Știi? Adică se încerca să se dea un aer așa grandios național unui eveniment care era până la urmă un meci de tenis. Da, da, un meci de tenis extrem de important. Și apropo de felul în care sunt tratate subiectele și felul în care te adresezi și publicului căruia îi te adresezi. Una dintre acuzele clasice, dacă vrei, la adresa ProTV-ului, domne, a cancanizat jurnalul de sport, sportul în general. Cum răspunzi? Pentru că e interesantă perspectiva diferită, da? Ați venit în special de la oamenii de modă veche, da? Obișnuiți cu un anumit stil. Voi ați venit cu ceva fresh, cu ceva diferit, cu ceva care a prins foarte bine, a prins extraordinar de bine. Ați redefinit, practic, felul în care-i tratat sportul. Eu cred că ProTV a adus atunci jurnalul de sport al unui jurnal generalist care se adresează întregii țări, l-a adus, să zicem, la felul în care arată spectacolul sportiv la TV în multe colțuri ale lumii. De exemplu, astăzi am citit despre cum Jamie Carragher a făcut o ironie care probabil a fost prea îndrăzneață la adresa colegii cu care comentează. Da? Despre prietenul ei, a spus nu vreau să-mi pun tricoul lui Arsenal pe mine pentru că eu sunt fidelă. Fidelă cui? Întreabă Jamie Carragher. Fidelă lui Manchester United. A, deci nu ești fidelă iubitului tău. Ai zice că e o cancanizare și asta se întâmpla la un meci de Champions League din optimi, retur, decisiv, Arsenal contra Porto. Dar până la urmă spectacolul sportiv nu înseamnă doar scorul, minutul și trebuie să fim mult mai relaxați. Sportul este o felie de viață și cred că lucrul acesta s-a regăsit până la urmă și în
Bine, și pe de altă parte, dezvoltarea jurnalului de sport la ProTV a coincis cu apariția unor personaje că nu mai existaseră până atunci, gen Gigi Becali, Cristi Borcea. Era o galerie aceasta de lideri de cluburi și de oameni în general în fotbal care veneau cu un discurs neobișnuit, să zicem, pentru ce se întâmplase până atunci. Adică Ion Alexandrescu era un fel de personaj la conducerea Stelei și apoi apăruse, sau Viorel Păunescu ulterior, și apoi apărea Gigi Becali. Deci, în general, societatea se schimba odată cu felul în care era redat spectacolul sportiv la TV. L-a inventat ProTV-ul pe Gigi Becali, cum se zice? Ești de acord cu fraza asta? Nu cred lucrul acesta. Eu cred că el s-a inventat pe el. Are o forță extraordinară de a crea chiar și clișee. Iată, chestiunea asta pe care el a rostit-o acum 10 ani cu Omenia, pentru că prima oară a lansat această formulă când a fost meciul dintre Steaua și Viitorul, când s-a spus că Steaua s-a dat la o parte pentru a câștiga Viitorul în Ghencea. Iată cât de la modă este acum. O folosesc oameni de la mai multe cluburi, o folosesc suporteri. Deci el are forța de a fi original, de a fi pe limba oamenilor și cred că el în primul rând s-a... Pentru că dacă nu era așa, Viorel Păunescu și el a fost lider înaintea lui la Steaua, un club da. Care sigur era uriaș, dar Viorel Păunescu era un alt gen de personaj și atunci nu ProTV poate ar fi avut interesul nu să-l creeze și pe Viorel Păunescu dacă e să mergem. Nu, eu cred că el a avut forța aceasta de a se crea ca personaj. Sigur că dacă era șef la Cisnădie sau la Turnul Severin, nu avea învergura aceasta în media. Și probabil că el a fost asociat foarte mult cu ProTV pentru că jurnalul de la ProTV, unde deseori se regăsea, era cel mai vizionat din România și astfel s-a creat această legătură, dar cred că el a fost prezent pe mai multe canale cu siguranță asta, dar știi că da. Așa circula și da. e interesant. Tu care la rândul tău ai avut meciurile tale cu Gigi, nu? Te-a lovit cu un măr sau ce? Sau aia e o legendă? Nu. A aruncat, dar nu m-a nimerit. A, nu te-a nimerit? Nu m-a nimerit, da. Eram la meciul Steaua cu Bayern din Champions League în Ghencea. Și cu o seară înainte am fost la Roma și am comentat CFR cu AS Roma. Uh-huh. Victorie uriașă a celor de la CFR Cluj. Și pe parcursul acelui meci am spus că ce se întâmplă în această seară pe Olimpico este cel mai tare lucru pe care l-a reușit vreo echipă românească în Champions League, cu tot respectul pentru ce a reușit Steaua. Moment în care Becali a nebunit când a auzit fraza aceasta, că există o echipă care a făcut ceva mai mare și sigur audiența era uriașă la acel meci și să vii cu asemenea frază, el avea un orgoliu uriaș. Și a doua zi am fost în Ghencea și discutam cu Gabi Safta la masa presei și masa presei se nimerea în Ghencea să fie fix sub loja lui, el era la etajul 1 și m-a văzut de acolo și mânca un măr în timp ce și a început să mă înjure și apoi probabil că s-a săturat și de măr și l-a aruncat, nu m-a nimerit, dar l-a aruncat, într-adevăr. Și eu am plecat și am văzut meciul de la tribuna a doua, că n-avea rost să forțez lucrurile. Ți-a cerut scuze? Nu punctual pentru momentul ăla, dar sigur, de-a lungul timpului a spus de multe ori și în public și cred că mi-a zis și într-o discuție privată că erau alte vremuri, eram altfel, că și eu m-am mai liniștit, zice el, că și el a greșit și da. Fără să-mi spun așa foarte direct, dar voalat așa sau să zicem indirect, mi-a prezentat și scuzele, mi-a spus că regretă acele momente și așa mai departe. Ai mai avut și cu alți conducători de cluburi meciuri asemănătoare? La nivelul ăsta nu. Adică nu. Da, nu, e foarte greu să... Adică, singurul care arunca cu mărul. Sigur că amenințări cu tribunalul sau chestiuni de genul acesta s-au mai întâmplat. Aha. Dar doar tribunal, adică nu injurii fizice sau... Nu. Corecții fizice, nu ai mai avut. Și nici măcar expresii de genul acesta. Sau. Sigur, de exemplu, Adrian Mititelu venea cu expresii de genul prins fluturii la un dat. Era ceva, să zicem așa. Sau Laurențiu Reghecamp și el a intrat toată într-o emisiune și m-a jignit. Dar nu la nivelul la care... Și te intimidezi în momentul ăla? Îți pierzi calmul? Îți vine să-i dai o replică?
Care e, ce e în interiorul tău în momentul în care te intră unul prin telefon și te face într-un fel în care nu-ți convine? Îți dau un exemplu ca seară, că nu mă pierdeam deloc cu firea. Gigi Becali a intrat odată în legătură cu noi și l-am întrebat dacă merge la meci. Avea stau un meci în cupele europene în seara acelei zile. Și el era europarlamentar, era la Bruxelles și zice, nu, că eu sunt la Bruxelles. Și zic că Bruxelles este în valonă sau în flamandă? În ce variantă e Bruxelles? Gigi Becali era o fiară în acele vremuri. Adică doar dacă te uitai nu știu cum spre el deja, da, să-i zici în direct la TV, e în valonă sau în flamandă Bruxelles? Și a început. Le știi bine, cu Hahaleră, Jigodie și așa mai departe. Ulterior a venit în emisiune Corneliu Vadim Tudor, la ceva timp după acest episod, și mi-a zis, băi, am venit în emisiunea asta doar să-l cunosc pe ăla pe care Becali îl înjura atât de tare, încât eu eram în plenul Parlamentului European, spune Vadim Tudor, Joe Biden, care era vicepreședintele Americii atunci, ținea un discurs și nu reușeam să-l mai aud pe Biden, pentru că de la bufetul Parlamentului European se auzea Mironică, ești o hahaleră, ești o jigodie, atât de tare se auzea încât l-a acoperit pe Biden. și așa m-am și intersectat cu viitorul președinte al Americii într-un discurs. E ceva. Da. Și Vadim zice, băi, eu de-aia am venit la emisiune, am vrut să... Da, așa sunt emisiune, știi, am vrut să-l cunosc pe omul care l-a făcut pe Becali să... Deci nu mă pierdeam cu firea. Chiar, dar nu-ți venea să... Că e un, da. Fiecare om are, da, demnitatea, da, lui până la urmă și fiecare om are coarda lui pe care dacă o zgândări foarte mult, la un moment dat îți vine și ție nu, să... Chiar și mai de curând și cu un personaj de la care nu te-ai aștepta, Mirel Rădoi, la care este un tip atât de elegant. Mi s-a întâmplat să am parte de niște afirmații în acestea mai dure, în direct, și chiar mi s-a spus, băi, a dat foarte bine că nu i-ai replicat, că l-ai lăsat, că... Era finalul meciului din Armenia. Pe noi Armenia nu ne-a bătuse niciodată în istorie. Și ne-a bătut Armenia. Și au fost niște decizii. Atunci a fost introdus Pușcaș. Pușcaș a luat roșu. Nu prea se impunea introducerea lui Pușcaș. După aia schimbările alea, că el ții minte că a făcut schimbări, cred că după cartonașul roșu. Și exact, parcă au fost discuțiile alea dacă trebuia să-i țină pe aia pe bancă sau să-i bage în teren. Plus că și introducerea lui Pușcaș nu prea se impunea, pentru că mi se pare că noi conduceam. Nu se impune introducerea unui vârf de atac, poate era mai bine să fii mai prudenți, el ia și roșu. Mă rog, au fost niște chestii și tu ți-aduci aminte de acele schimbări. Și evident că, fiind într-un dialog în direct unul la unul cu Mirel Rădoi la finalul unui asemenea meci, l-am întrebat despre deciziile acelea tactice. Dar n-a fost decât o întrebare. Sigur, probabil că a fost introdus și numele lui Pușca sau numele altor 2-3 jucători în interiorul întrebării. Dar nu a fost un reproș direct. Poate că se înțelegea din sensul întrebării că era un reproș, dar până la urmă îi se cerea o explicație. El era selecționerul național, se încheiase un meci, pierdusem cu Armenia, meci oficial în preliminarii de mondial. Era un adevărat dezastru. Și era o întrebare absolut firească. Și a început, dacă știți dumneavoastră mai bine, faceți dumneavoastră echipa și chestiunile acestea, destul de aspru, așa spuse. Și nu am răbufnit deloc, nu i-am zis nimic. Și... Chiar mi s-a zis, băi, a dat foarte bine că l-ai lăsat pe el să-și exprime năduful și nu ai mai amplificat. Știi? Bine, și cu vârsta începi să te mai liniștești și să te mai echilibrezi. Poate, nu știu, acum 15 ani poate ai fi dat o altă replică față de cum ești în momentul ăsta. Ok, vreau să trecem la prima rubrică, de suflet se numește. Vreau să ne uităm împreună la niște poze pe care recunosc le-am furat de la tine după Facebook și să-mi povestești despre ele. Haide să vedem. Bun, ne întoarcem aici în plasmă. Sunt unele mai noi, unele mai vechi. Aha. Asta, da, ai ales-o foarte bine. Sârbu și Țiriac, nu? Din ce văd eu. Da, da. Și după aia voi. George Mihăiță, desigur, aici. Ilie Ciurescu în centru. Și numeroși colegi din acel grup de care vorbeam la început. În rochia roz se poate vedea așa un pic din Ivon Ghiță, care ulterior a fost și la Eurosport și care a decedat. Da, care a murit. Sunt oameni... Tu unde ești? Eu sunt aici lângă Ilie Ciurescu, pe Vine. Da.
Da, greu de recunoscut, într-adevăr. Da, da. Iată și pe colegul nostru de la Prima, de aici, în primul rând. Da, sunt mulți aici. Da, e Florian Petrică, cred că sus sigur, e... Sigur. Pe cine mai recunosc aici? Răzvan Spiridon, e un Răzvan undeva Spiridon. În spatele lui Țiriac. Exact. Da. Sorin Axinte, care a fost șef și la Realitatea ulterior. Totdeauna mi-a plăcut costumele din perioada respectivă. Da, mi se pare că... Da. Cravata era tatălui meu, cravata pe care... Avea un aer așa de anii 60, că... În anii 90, cravatele erau destul de late și da, destul de multicolore și a mea este mică și destul de elegantă, zic eu. E foarte apropiată de vremurile noastre, e mai apropiată da, de ceea și ce... Venea din anii 60, când era taică-miu tânăr și mi-a dat cravata. Ai, împrumutai cravatele de la, de la tata? Sau nu erai obișnuit al cravatelor și atunci? Nu eram obișnuit, da. Și se rezolva astfel. Se rezolva. Era nevoie, da, da. Tatăl cu ce s-a ocupat? El a lucrat în port, a decedat între timp. Chiar, știu, am văzut că a fost un chin teribil din ce da, am citit da, da, despre... Da. Și chiar când mi-a scris Vali Moraru acum, mi s-a făcut iarăși foarte dor de el, pentru că Vali îmi spunea, băi, dar și eu ce idiot am fost, că noi am comentat atunci la Iași, la acea finală de Cupa României de care îți povesteam din 2010, dintr-o cabină, iar el a lăsat pe tatălui în tribună, a fost o grindină înainte de meci, l-a făcut varză grindina aia, de ce nu l-ai fi adus cu mine în cabină, zice el, se simțea și mândru să fie acolo lângă mine. E adevărat, cabinele la Iași sunt incredibil de mici. Oh, oh, da. Și nici nu vezi decât vreo 3 sferturi din stadion. E adică ceva... că mândria ar fi fost, adică... Da. Și cu ocazia asta și mie mi s-a făcut dor de taică-miu și eu am avut același regret că nu l-am luat mai des cu mine pe stadion când comentam eu meciuri sau când aveam ceva de genul acesta. Culmea, pe maică mi-am luat-o mai mult decât pe... Era pasionat tatăl meu mai mult de box era pasionat. Da? Da, pentru că la Constanța era mare tradiție cu boxul. Mănușa Litoralului era un turneu fantastic. Veneau cubanezi, veneau nemții, veneau tot felul de străini și era un nivel foarte ridicat. Plus că boxul de la noi era un nivel foarte ridicat. Cum? Despre ce vorbim? Și aminte că și Francis Vaștea la un moment dat a ajuns să fie legitimat la un club din Constanța la începutul anilor 90. Deci, era Muhammad Ali cu... Foreman cu gașca veche, sigur, cu sigur. Frazier. Una dintre poveștile tatălui meu pe care plăcea să o spună când se întâlnea cu prietenii era să povestească cum la un turneu din acesta de box m-a pierdut, eu având vreo 3-4 ani, în sala sportului care era plină, veneau oamenii la evenimente, nu ca acum, veneau da, foarte mulți oameni și era foarte mândru că la 3-4 ani am știut să-i spun unui om adresa, să nu mă pierd cu firea la o vârstă atât de mică, să se regleze situația. Deși el desigur s-a panicat foarte tare atunci și plăcea foarte mult. Povestea asta care era de la o gală de box. Da, poveștile... da, el te-a influențat în mersul ăsta al tău, în dezvoltarea ta? Să spun o influență. Sau mama mai mult? Sau... Să spun o influență, ca să zic așa. Și-a dat, cred că, vreo 60% din leafa pe o lună ca să-mi iau o rachetă de tenis. Noi nu ne putem imagina să facem un asemenea gest pentru copiii noștri acum, nu? 60% din leafa pe o lună pentru o rachetă. Era o rachetă, cum nu vedeai în anii 80, un Dunlop foarte, foarte tare. Lemn sau era din carbonul ăla? Nu, era lemn cu grafit, nu știu ce. Da. Așa se juca. Da? Păi da? Nu apăruseră încă. Și oricum, chiar dacă apăruseră câteva rachete metalice din aluminiu, nu erau atât de calitative ca alea. Și eu eram deja mai pasionat de fotbal decât și simțeam că îmi iese mai bine la fotbal decât și am fost convocat în echipa școlii la fotbal, mă rog, și mă duceam la antrenamente și nu mă mai duceam la tenis. Și în gardul viu din fața blocului am ascuns racheta, că mi-era rușine să mă duc cu racheta de tenis la antrenamentul de fotbal. Ah, o lăsai acolo ca să nu se supere. Și taică-miu. Și apoi influență să vezi din partea lui. Ce a urmat. Ce dramă. Știi că acum sunt discuțiile acestea cu, băi, cu atitudinea față de copii. Să lași copilul, să înainte... Era mai... Militarie. Era ai lăsat militarie. Racheta? După ce a găsit omul, pe ce dăduse el 60% sau 70% din leafă, a găsit-o în gardul, putea oricine să o ia de acolo, îți dai seama ce a urmat. Pe undeva logic. Da, pe undeva logic, dar sigur, lucru care... Astăzi nu se mai pot spune public sau nu poți să mai faci așa ceva cu copilul tău sau nu ești condamnat dacă... Nu, poți să-i reproșezi, cred că, dacă dai foarte mulți bani... El nu s-a
Nu s-a limitat. Nu s-a limitat. A fost show-uri. Da, a fost și... Da. Ciufu, tras. Da, da. Bun, următoarea poză. Hai să vedem. Aici sunteți la fotbal, nu? Suntem la fotbal, da. Sunt câțiva băieți, adică Dani Chican, că se regăsea din acea primă fotografie, dar trecuse niște ani. Apropo că vorbeai de Formula 1, cel mai bun comentator de Formula Antal. 1, Antal Putinică, e în acea imagine de acolo. Tudor Ciurescu, fiul lui Ilie Ciurescu, este în centru, sigur, cu cei 2 metri ai lui, este în evidență. Cosimo Canu, care e în centrul imaginii. Colegul nostru care a comentat la Mondialul de Rugby, aici la Orange, e aici în... Cine? E... El e. Deci, lângă mine, da? Eu sunt cel cu barbă, da. Și lângă mine este colegul care a comentat la Orange. Căruceru? Căruceru, Florin, da. Căruceru? Florin Căruceru e cel de lângă mine. E Lomu? Zici, da. Și Lomu. El e, da. Xavier Drăgăște. Asta erați la fotbal aici? Da, la Antilopa, în sală. Mergeam destul de des. Asta se juca, Cupa Presă era o șmecherie pe vremea aia. Era o super șmecherie. Adică era... Da. Eu spun o chestie, eu m-am dus la câteva ediții ale Cupei Presei. Mă, dar s-au bătut, deci aproape la fiecare meci aici câte o bătaie. Da. Și din momentul ăla am zis, ok, mulțumesc mult, e foarte frumoasă Cupa Presei, dar nu mă duc acolo, ca bine, după aia să mă întâlnesc cu unul. Nu mergeam numai la Cupa Presei, jucam și între noi aici, cred că o fotografie făcută când jucam... Asta era o miuță de-a voastră. Da, pentru că la Cupa Presei veneai destul de uniform îmbrăcat, știi, aici se vede că e o diversitate din această de echipamente. Ăla e tricoul Rapidului, cred că, nu? Ăla cu Conex lângă era. Lângă mine, da, e un coleg care e rapidist și care, sigur, avea un tricoul Rapidului. Și aici Streetball, nu știu dacă mai ții minte. Ăsta e tricoul de la Streetball din 1995. Știu că am fost și eu și aveam și eu tricoul. Xavier Drăgoescu. Xavier Drăgoescu. E foarte pasionat de basket și, da. Bun, hai să vedem ce am mai luat aici. Aici e cea mai frumoasă călătorie pe care am făcut-o în viața mea, prin America. Am făcut America pe jos, deci nu cu avionul sau asta, prin vest. Cât ai stat? Se vede că e în vest. Da. Cât ai stat ceva? Am stat ceva, da. Mi s-a spus atunci că e pe banii lui Băcali, normal, această, na, inevitabil. Ai brânză, da, exact. bani, logic. Exact, da. Deși se vede în această poză că mi-am făcut-o singur de bani cu care să finanțez călătoria. Da. Te-ai dus cu tricoul lui Liverpool acolo, normal. Da. Și mă voi duce cu tricoul lui Liverpool și duminică, atunci când... Știi că există deseori întrebarea aceasta, cu cine ai vrea să ai o întâlnire în aceasta? E o întrebare în aceasta... fantezistă, la care ai răspuns cu Julia Roberts sau, știu eu, Bill Gates sau mai știu ce. Și mie mi se întâmplă o astfel de întâlnire duminică, pentru că va veni, apropo de tricoul Liverpool, va veni la București Robbie Fowler. Motivul pentru care sunt fan al lui Liverpool. Fowler e motivul pentru care ești. 30 de ani l-am văzut și am zis, bă, ăsta e. Ăsta îți place. Și, după care te-ai îndrăgostit de Gerrard. Care a devenit... Dar motivul el a fost, pentru că Gerard încă nu juca atunci. Logic. Da. Și... Dar ce-ți plăcea la Fowler? Fowler era un marcator, dar era un jucător așa... Parcă îi lipsea ceva la un moment dat lui Fowler. Mi se părea că nu îi lipsește nimic. Vezi? Adică supranumele ăla, care sigur poate părea incredibil de exagerat, The God, mi se părea că e absolut plauzibil, să zic așa. Știi? Era... Da. Și îmi plăcea la nebunie. Nu exista fotbalist care să-mi placă prin 94. Sigur, în afară de Hagi, nu era nimeni care să-mi placă mai mult. Mai mult decât Robbie Fowler. Decât Robbie Fowler. Vezi ce chestie și, ce... Da, fiecare cu gusturile lui. Și știi că, de regulă, oamenii se atașează de un club precum Liverpool pentru im, pentru atmosferă, pentru legendă, pentru palmares, pentru istorie. No. La mine n-a fost nimic din toate astea. La mine a fost Fowler. Și acum să am ocazia să mă duc la o întâlnire așa, la care voi sta față în față cu el, e ceva... Ca în întrebările alea de fantezie, așa, adică cu cine ai vrea să te întâlnești? Senzațional. Și iarăși mi se pare senzațional. Și asta mă tem că e o chestie care nu neapărat că s-a pierdut. Aveți, am avut foarte mulți... și vârsta mea și vârsta voastră, tu ești cu câțiva ani mai mare decât mine, dar am avut mulți invitați din aceeași generație de presă. Iar... Dumnezeii pe care cei mai mulți dintre noi care am făcut presă îi au și poziționarea lor, dacă vrei, într-o ierarhie personală, este extraordinară. Nu știu dacă mai există astăzi neapărat chestia asta, deși și asta, știi, Messi, Cristiano, dar
A venit Cătălin Oprișan. Îmi spunea, dumneavoastră, îi arătam o poză cu ea și cu Ducadam. Și stăteam lângă Ducadam, tremuram tot. Pentru că era Ducadam, fusese ăla de la Sevilla și eram pe terenul așa unde apa. Tu spui, acum, la 50 de ani, mă duc să mă văd cu Fowler, iar da, pentru mine chestia asta este extraordinară. Da, da. Și mi se pare fantastic. Și eu am remarcat fenomenul ăsta de care vorbești tu, demitizarea personajelor din fotbal. Acum, pentru generațiile noi, personajele din fotbal nu mai sunt mitologice. Sunt și accesibile. Sunt mult mai accesibile, într-adevăr. Adică eu mi-aduc aminte că la liceu am vorbit o săptămână despre faptul că am trecut pe lângă Petre Ghigoraș pe stradă. Pentru mine era un mega eveniment să trec pe lângă Petre Ghigoraș pe stradă. Păi astăzi trecem pe lângă Petre Ghigoraș pe stradă, dar și înjurăm un pic dacă el, să zicem, este antrenorul Stelei. Sau cel facem un selfie sau, și atunci da, e al meu. Da. Că e al meu Ghigoraș din momentul în care am nu, făcut. Nu, dar se merge chiar mai departe dacă este să-i dai cu... dacă este vorba de o rivalitate. Sau okay. Pentru că vedem că Dorinel Munteanu, care este campion cu Dinamo, într-o echipă fantastică, care a făcut performanță cu Pleopene, eliminarea lui Sporting Savona și așa mai departe. Când se întoarce, Ștefan cel Mare este super înjurat acum. Da. Adică există această demitizare, eu n-aș putea să-mi imaginez. Chiar dacă ulterior a ajuns la un club rival, n-aș putea să-mi imaginez o astfel de atitudine față de niște oameni care au mai și făcut niște lucruri fantastice pentru anumite cluburi, într-un anumit context. Da, așa e. E corect. E foarte bine punctat. Hai să vedem ce e. După ce ai furat bani... Aici e un ban mascat? Ce e aici? Aici sunt două fete care au în continuare un imens succes pe piața de TV din România, nu? Da. Ramona, care prezintă jurnalul de știri. Adică am Antena 1 și ProTV lângă mine, sigur. Atunci amândouă erau colegi cu mine la Pro, dar acum ele prezintă, sunt marile rivale, să zicem așa, prezintă cele mai urmărite. Am avut mână-mură, ca să zic așa, pentru că erau la început atunci. Alexandra Tudor, care prezintă la Antena. La Antena, da. Nu, așa erau, petrecerile noastre erau fabuloase, petrecerile de la Pro, da, de la redacția de sport, da, nu de la Pro în general. Și lumea își dorea să vină, chiar dacă nu era de la redacția de sport, vrea să vină la petrecerile acestea ale noastre. Doare cum te-ai despărțit? Nu e vorba neapărat de o despărțire, pentru că eu continui să colaborez. Da, dar felul în care, în momentul respectiv, că a stârnit valuri în presă, adică, dom'le, a plecat Mironică și Ioana Cosma, adică erați... Da, sigur că a fost un moment, având în vedere atâtea amintiri pe care ți le-am tot spus în această conversație, sigur că sunt lucruri care te leagă acolo, ai fost acolo de dinainte de a începe, exista. Practic, de a exista ceva acolo. Că 31 de ani ai stat, nu? Da, cam așa, da, dacă iese finalul 92 și până anul trecut, da, cam așa s-a strătat. E o vorbă faimoasă, toate lucrurile frumoase au un sfârșit. Deși eu ți-am zis că nu o văd așa ca pe un sfârșit, pentru că încă mă bucur de această colaborare pe care o am cu Pro și revenind la această fotografie, apropo de Pro, aceea consumația mea, sigur că voi v-ați concentrat pe ce e în stânga și în dreapta, trebuie să fii un pic defect să te mai concentrezi pe centrul fotografiei. Da. Dar consumația mea e de la Jocurile Olimpice de la Beijing. Aha. Adică am fost timp de o lună în China, corespondent pentru ProTV la Beijing și costumația ei. Mătase aia... Mătase originală, da. Originală. Da. Făcută la mama ei. Da, exact. Da. Frumos. Da, momente și momente, amintiri și amintiri. Următoarea. Nu puteam să nu te arăt și în tricou în... Supercupa Europei în 2019. Liverpool o bate pe Chelsea, unde altundeva, la Istanbul. Se vede foarte clar. Din spate ne dăm seama unde s-a întâmplat. Da, deci e de la Supercupa Europei din 2019. Câte tricouri cu Liverpool ai? Nu am câte are Costin Ștucan. Sunt departe de recordul lui. Dar am și eu. Am și care multe. Ar fi așa? Adică ai și origini, ai de ale lor? Am purtate, ai vreunul purtat de el? De ei? Nu. Nu. Dar am unul care e special, a și costat foarte mult, mă rog, pe care l-am primit cadou, dar e mai special pentru că are trei autografe de la, sau patru autografe de la Gerard Carragher, Xavi Alonso și Mascherano. Și mi-aduc aminte că m-am dus la un meci în America pe care l-a jucat Liverpool la Boston și mi-a pus tricoul ăla pe mine.
Și Corina Caragea m-a rugat să iau ceva de la Victoria's Secret, nu exista prin Europa încă. Și m-am dus eu la magazin, normal că nu nimeream ce îmi ceruse ea, ce mă rugase ea să iau. Și l-am rugat pe manager să vină să mă ajute. Și a venit omul care era un, cum să zic, ca să fie ok, o persoană de culoare homosexuală. Bun! Un bărbat homosexual, da, negru. Adică ai zice că era ultimul om ca pasiuni, tipologie, nu știu cum să zic, care să fie impresionat de tricoul meu. Eu și uitasem ce am pe mine. Și l-am întrebat pe om, uite ce vrea prietena mea, vrea colega mea să găsim aici în magazin. Și el începe să facă, știi, în stilul ăla mai. Ai tricou cu semnături de la Liverpool. Deci avem prejudecata aceasta că în America, fotbalul din Europa a fost o surpriză uriașă să văd cât de populară poate fi Liverpool în particular. Nu în începe să crească foarte mult. Da. Dar asta ce-ți povestesc eu este o chestiune de acum, nu știu, de acum 13 ani. Și de atunci era ceva huge. Apoi toată ziua prin oraș cât m-am dat cu tricoul ăsta, oamenii erau impresionați, nu știu ce. Și când am ajuns la stadion de 70.000 de locuri, 50.000 erau îmbrăcați toți în tricoule lui Liverpool și ăia la 20.000 erau în tricoule Romei, că era Liverpool, da, cu AS Roma. Da. Deci cam la nivelul acesta era fotbalul de pe atunci încă în America. Noi nu realizăm că eu lucrarea de diplomă mi-am făcut-o pe influența mass media în transformarea sportului în business. Da? Uh-huh. Bun, și având ca studiu de caz felul în care Rupert Murdoch și a preluat Premier League-ul, drepturile TV din Premier League, și cum s-a dezvoltat după aia, cum au reușit să spargă piața, să se ducă și spre Statele Unite, cu Manchester United, primele cluburi, etc. Bun. Noi nu realizăm că oamenii aia din 1990 și ceva au reușit să ducă fotbalul, soccerul și cluburile dincolo de ocean. Deci Noi nu înțelegeam că pentru noi a fost o chestie nu aflai, cred că, da, ce gândeau ei, cum puneau la cale toate lucrurile. Ori chestia asta s-a întâmplat, e reală, iar roadele, știi, le culegi ulterior, vezi și tu ce ai trăit în perioada respectivă. Da. Deci nu, iar la AS Roma e comunitatea de... Da. Sigur că Boston este cel mai englezesc oraș din America și aceasta este explicație pentru care Liverpool era atât de populară acolo, dar și AS Roma datorită comunității de pe coasta de est, comunitatea italiană foarte numeroasă, dar Liverpool îi zdrobea clar. Și e fabulos că în anul ăla a fost Euro, a fost turneul final de campionat european și Liverpool a venit cu rezervelor. Nu conta, oamenii au umplut stadionul, 70.000 de locuri și nivelul la care se vorbea despre fotbal acolo, cât de cunoscuți erau juniorii aia pentru cei care erau în jurul meu, fanii lui Liverpool, americani erau, era extraordinar. Următoarea poză. Da, apropo, spuneai despre diversitatea experiențelor mele, am avut și emisiunea la radio și aceste... Și la TV. Mă aduc aminte când am venit toată îmbrăcat în urs, Banciu. Da. Nu, dar zic că... Dar și radio, da. Dar am uitat de radio. Aici noi am avut o emisiune, am avut o serie de emisiuni la radio, de la Pro FM. Și asta este de la o emisiune pe care o făceam la radio împreună. Da, și în perioada aceea făceam cu Radu emisiuni și la TV. Și apropo de chestiunea aceasta cu ursul... Noi l-am invitat pe Ilie Dobre în acea emisiune. Da. Eram în trei. Ilie Dobre a venit în cravată, costum, cum cravată, stilul lui. Și era pregătit să-l întrebăm despre recordul lui mondial de exprimat golul și așa mai departe, știi? Era foarte serios. Și după ce l-am invitat pe... Că n-am vrut să-l sfidăm pe Ilie Dobre, dar nici nu puteam să-l mai dăm în... Am zis, hai, vină în emisiune, cum ne-am înțeles. Adică nu i-am zis să nu mai vină. Dar între timp a apărut un scandal uriaș cu un caz de mită președinți de federații de fotbal din Europa. Care dădeau un ursuleț bani, care nu? Care primiseră mită în ursuleț de pluș. Mircea Sandu, unul dintre cei acuzați, era președintele Federației Române de Fotbal atunci. Și atunci m-am gândit că noi la Pro aveam buftea
unde erau cel mai tari costumați din istoria cinematografiei din România, iar blana în care l-ai văzut pe Radu este chiar blana purtată de Florin Piersic în Harap Alb, când este costumat unul, deci o blană cu mare valoare istorică. Da. Și avea un cap care era, se detașea de, de restul costumației. E, și pe aici, la îmbinarea aceasta între capul de urs și restul costumației, ieșeau euro. Că nu mai țin deci aminte. Era ursulețul de pluș și pe aici ieșeau euro din ursulețul de pluș. Și asta a fost tema principală a emisiunii. Și era, era cea mai mare ciocnire care s-a putut, care a putut, s-a putut vedea într-un studio de televiziune. Deci era Ilie Dobre care venise cu un anumit tip de discurs, cu, cu ideile lui, cu preferințele lui, cu preocupările lui, și era Banciu într-o blană de urs din care își iau euro. Și reușește să armonizezi aceste două lumi atât de diferite, știi? Tu ca, tu ca gazdă. Era, da. O, era o provocare să faci emisiune cu Banciu? A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din, din viața mea. Ideea a fost a mea și am fost mereu impresionat de... Deși el era un personaj cunoscut în media, deși, dar aia era prima emisiune de TV de studio pe care o făcea. El era foarte cunoscut din comentariile la Turul Franței. Da. Dar era deja un personaj destul de, de cunoscut și cu toate acestea, deși avea o anumită statură și o anumită vârstă, este mai mare decât mine la vârstă, un pic... era foarte deschis. Venea, el avea emisiune la radio după amiaza, venea la emisiunea aceasta de la TV cu puțin timp înainte, îi spuneam ideile pe care le aveam cu câteva minute înainte, nu, niciodată nu a refuzat. Blana, de blana de urs a aflat, îți dai seama, cu câteva minute înainte să intre în emisiune și imediat s-a îmbrăcat în blana de urs. Poți să ai niște reticențe, mă, eu sunt Radu Banciu, am comentat Turul Franței, nu, nu mă pot da în spectacol. Nu. Radu Banciu, i-am spus înainte de emisiune, pune-te, te rog, în patru labe, în fața mea. El urmă să joace rolul lui Luțu. Eu eram Gigi Becali, am parcat mașina, era plouase, era apă și ca să nu-mi ud pantofii, am mers pe Banciu, adică am mers pe Luțu, cum ar veni. Astfel de, atât de departe mergeam și el, el era mereu foarte deschis la, și asta era dincolo de umorul lui fabulos. Dar a durat puțin emisiunea. Un an. Un an nu e puțin. Când o faci zilnic, un an, și la ce intensitate a trăirilor aveam și la ce intensitate a trăirilor de după emisiune, că Gigi Becali și alte personaje... Au fost presiuni să fie dat afară? Banciu? El? Nu cred. Lui cred că i-a apărut, nu știu exact detaliile, dar cred că lui i-a apărut și oportunitatea de la B1 și cred că și obosisem eu cel puțin de cât pentru că eu trebuia să joc și rolul unui jurnalist serios în restul timpului, adică comentam meciuri, făceam și emisiunea acestea sobre, să zicem așa. Și era greu să împaci. Era greu, plus că existau foarte multe reacții negative din lumea, lumea fotbalului nu mai văzuse așa ceva și na, erau mulți oameni. Da. Și exista o stare de tensiune. Da, era. Pe, e o problemă întotdeauna. Știi? Întotdeauna m-am gândit că cel mai bun, cel mai ușor și comod rol în presă, pot să se supere oameni, este editorialist. Când ești editorialist, nu trebuie să te întâlnești cu nimeni, nu trebuie să vorbești cu nimeni. Poți să răspunzi la telefoane dacă vrei, nu trebuie să inviți pe nimeni niciunde și să-ți accepte respectivii invitațiile. Nu ești obligat când ai un subiect să trebuiască să dai un telefon și ăla să-ți răspundă pentru că e în interesul tău să... Și atunci tu nu trebuie să jonglezi cu nimic, da? În general e o chestie foarte lejeră. Da, da. Lejeră nu e. Adică trebuie să ai talent, trebuie să se înțeleagă, dar da, e, da. E din punctul ăsta de vedere da, al abordării... Nu, nu ești obligat să ai interacțiune directă. Să ai interacțiune da. Directă. Ori o situație de asta, faci o emisiune pamflet în care faci mișto de unul, după care pe același personaj să tu suni seara la emisiunea sobră și te aștept să-ți răspundă fără să te înjure, fără să-ți răspundă, adică... Da. Era destul de dificil. De aceea zic că se crease un context destul de, de dificil pentru mine, în particular. Sigur, Radu, cum spui tu, el nu interacționa atât de mult. Sigur că și el apărea în emisiuni de studio la noi și... inevitabil și el interacționa. Ne aducem aminte că a fost, de exemplu, studio la faimoasa emisiune în care Ioan Becali
l-a scuipat pe Manolo Terzian. Și acolo n-a avut reacție. Apropo, acolo nu mi s-a părut ok felul în care nu a reacționat. Nu, zic, și el interacționa cu oameni, dar el era tot așa un invitat, nu era gazdă, mă rog. În fine, cam asta a fost. Dar până să se frângă acest proiect, a fost o experiență fabuloasă pentru mine. Încă o poză. Da, vorbeam despre... Asta e punctul de... E mingea de meci, cred. E mingea de meci, da. Înainte de mingea de meci, este vorba de prima finală pe care o câștigă într-un turneu de Grand Slam Simona Halep la Roland Garros. Cristian Tudor Popescu, deși îl vedem un tip așa de rece, de calculat, pe ultimele minci, sigur că la tenis nu știi care sunt ultimele minci, dar simțeam că în game-ul ăla Simona se va impune la cum mergea meciul. Și... dăduse așa într-un mini misticism așa, adică să tăcem, să nu mai spunem, să așa și pe dincolo. Păi spune, taci! Și, nu, la un moment dat îți spune. Da, îmi zice, taci și să nu mai rostim nimic. Da, cumva să nu mai, universul să nu mai fie deranjat cu nicio silabă, cu nimic, ca totul să meargă în continuare bine pentru Simona. Și nu l-am ascultat, sigur că eu trebuia totuși să fiu comentator. Tu aveai treabă. Acolo. Da, aveam treabă. Îl înțelegeam și pe el, dar erau niște momente de apogeu. Simona probabil că urma să servească pentru câștigarea turneului. Trebuie să crește în sine atunci, trebuie să comentezi într-un anumit fel. Și i-am ignorat îndemnul. De câte ori ai comentat cu Cristian Tudor Popescu? Nenumărate meciuri. De multe? Da, foarte multe meciuri. Și turneele acestea mai mici. La început era intimidant să comentezi cu el? Știindu-i întotdeauna e intimidant. Severitatea este un om, și... Da, e un om cult, un om foarte... Și, sigur, și tranșant, așa. Chiar mi-aduc aminte, am comentat un meci de prin China, ceva de genul acesta, care începea la 7 dimineața duminică. Era ceva criminal, oraș era pustiu. Și mă grăbeam să ajung la pro și îl văd pe Cristian Tudor Popescu în mijlocul bulevardului Pache Protopopescu, că nu trecea nicio mașină, stătea în mijlocul bulevardului acolo. Așa avea un aer ăsta neverosimil, știi? Nu mă aștepta pe trotuar. Și ne întâlnim și el mă ia din prima. Mihai, dar tu crezi că se uită cineva la meciul acesta pe care o să-l comentez? Normal că simțeam că nu se uită nimeni. Dar nu puteai nici să-i zici, domnule, ai venit degeaba aici. Da. Bă, speram ca 2-3 oameni extraordinar de pasionați să se uite, că totuși era un turneu, era un Masters, dar erau jucători mari pe afiș. Dar apropo de experiențele cu el, și a fost foarte tare că la un moment dat, știi că pe vremuri, acum 100 de ani, se purtau polemicile în presă între jurnaliști. Adică unul scria într-o foaie ceva, într-un alt zi scria, îi dădea unul o replică sau în interiorul aceleiași publicații. Eu am avut o astfel de experiență cu Cristian Tudor Popescu. Am avut o polemică, am scris niște articole în care ne-am contrat. Da. Dar nu ne-am propus. Pur și simplu eu l-am criticat pentru ceva și el mi-a răspuns. Da. Destul de dur. Răspunde. Da. Și răspunde dur, că am avut și eu recent. Da. Și... după aceea nu uitam să comentăm un meci, așa, la o distanță de câțiva centimetri, după și mă gândeam, mamă, cum o să fie acum, după ce i-am zis lui, mamă, parcă nu se întâmplase nimic. Salut, Mihai. A fost incredibil momentul, știi? Da, păi, face parte. Eu mă dusesem așa de crispa, mamă, ce o să se întâmple acum? Poate o dă și în direct, poate începe să continue polemica din ziare, să o continue și în direct pe meciul de tenis, care are cu totul altul. Da, un tip care polemizează cât polemizează el. Nu cred că se atașează emoțional. A fost ceva mai special, că pentru că eram colegi, comentam multe meciuri împreună și așa ceva vezi mai rar, știi, între interiorul aceleași. Și cu Banciu am avut o situație de genul acesta. Pentru că, apropo de faptul că ziceam că la mine se amestecau rolurile și era destul de dificil când făceam emisiune cu el. În perioada aia, în anul ăla în care am făcut emisiune cu el, am comentat un meci uriaș pe Stade de France, Franța-România, în preliminarii de Euro. Și noi am rezistat fantastic până prin 70. 0-0 pe Stade de France. Franța avea o echipă uluitoare. Cred că am și ratat o ocazie mare. Da, nu știu, dacă final de primă repriză. Da. Și Săpunaru, Florescu, nu mai știu care, a scăpat și a dat... Surdu, nu Surdu? Da, nu mai știu, da. Dar mi-aduc aminte parcă de un șutar lui Florescu sau Săpunaru. În fine, deci minutul 70 rezistam fantastic. 70 ceva. 0-0. Meci oficial. Și ne dau gol după un offside nesemnalizat. Offside-ul clar. Nu exista VAR, desigur.
Și arbitrii erau portughezi și am făcut o ironie. În perioada aceea, o ironie destul de îndrăzneață, mai ales pentru un meci atât de important, că în perioada aceea erau trimiși cetățeni de etnie romă din Franța în România cu 300 de euro sau ceva de genul acesta le dădeau autoritățile franceze și îi trimiteau forțat în România cu banii aceștia. Și am zis ceva de genul că și arbitrii aceștia portughezi, pentru că e o comunitate uriașă de portughezi la Paris, ar putea fi și trimiși înapoi în Portugalia de autoritățile franceze cu... O simbrie. O simbrie, offside-ul fusese foarte clar. Deci nu exista nicio explicație pentru care golul a fost lăsat. Adică mi se părea că e imposibil să nu vezi, că nu era o fază complicată, nu a fost o pasă de 70 de metri și ceva. În fine, și el știm că este francofon și așa, și el făcea, în paralel cu emisiunea pe care o făceam la TV, făcea și o emisiune la radio. Și la radio a zis că el s-a simțit ofensată de comentariul de la Pro TV. Deci el era un român. Național României fusese călcată în picioare de arbitri. Furată, ce să ne mai ferim. Fusese jefuită de... sigur că meciul s-a terminat 2-0, dar acolo s-a rupt echilibru. Da. La acel offside. Și s-a dat primul gol. Topanciul îl mânca exact. Filofran francezul din exact, el era... Exact, da. Și pentru că ironizasem pe arbitrii aceia, el a zis că s-a simțit ofensat. Și mă rog, aveam astfel de, apropo de ce s-a întâmplat și cu Cristian Popescu, aveam episoade, erau oameni cu care colaboram zi de zi, aveam niște proiecte foarte interesante, dar na, se mai întâmplau și astfel de chestiuni. De ale muncii. Da. Ultima poză, după care trecem la următoarea rubrică, asta este celebra ta poză. Da. Tu fața asta ai făcut-o când l-ai văzut că e în boxeri? Sau a fost o chestie întâmplătoare, surpriză? Nu, normal că de-aia am făcut-o. Ți-ai dat seama că da, nu, era ministru... Era ministru tineretului și sportului. I-a căzut, era în pandemie și făcea un live cu noi de la el de acasă, era în cămașă și tableta sau de pe ce făcea el a alunecat și s-a dus spre picioare și era în chiloți, în boxer. Și eu gestul ăsta îl fac pentru că e un cameraman în... Eu pentru cameraman fac gestul ăsta. Ei au exclamat, au avut o reacție puternică și eu le-am răspuns și eu am văzut ce era în full screen, era ministrul. Și nu mi-am făcut probleme, știi, că fac vreun gest, pentru că îl făceam eu cu colegii mei, da, și logic. Știam ce e pe ecran, ce văd oamenii acasă, oamenii îl vedeau pe ministru. Numai că eu am avut șansa, neșansa, până la urmă, mare brânză că a apărut chestia asta. Din contra, spune că... Nu, e simpatică! Da. Șansa, neșansa a fost ca o doamnă să fie regizor. Și doamna s-a panicat când a văzut un bărbat în chiloți. Și a tăiat pe tine. Nu putem să vedem așa ceva la televizor. Și a tăiat pe tine. Și a tăiat pe bine. Dacă era un bărbat care se amuza fără îndoială, nu se panica, pentru că na, noi ne vedem pe noi în chiloți des și nu ne panicăm, cred că ar fi avut inspirația de a rămâne, știi, pe ministru, pentru că aia e totuși și Michaia, să-l vezi cum se redresează și așa mai departe. Dar ea s-a manicat și a tăiat pe mine, știi, și am descoperit că în America de Sud s-a difuzat, adică s-a dus... N-am ajuns atât de departe cu emisiunea de studio cum am auzit cu momentul ăsta. De exemplu, El Chiringuito a fost. Și El Chiringuito se cam dă în toată America Latină. E, da, 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 e un program spaniol, dar e mega popular. Și tot așa și prezentatorul de El Chiringuito a zis că nu, ok, ministru ca ministru, dar la cara del prezentator, la cara însemnând figura în spaniolă, la cara del prezentator... Da. Aia a fost tare. Bun, am terminat cu rubrica asta. Înainte de a-l pune pe Mihai să aleagă, îl punem la alegeri. Haideți să vedem propunerea celor de la Betano. Rămâneți cu noi, atenție, și ne întoarcem cu alegerea lui Mihai Mironică. Activează modul multiplu cu extra câștig de la 3 selecții până la 70%. Betano. Jocul începe acum. Bun, ne-am întors. Și acum, rubrica alegeri pentru Mihai Mironică. Din o plasma, celebrele filme. Așa. Alea de... Alege unul dintre ele. Eu cred că sunt singur om din sistemul solar care încă n-a văzut filmul din stânga, dacă poți imaginezi.
N-ai văzut Home Alone? Da, eu n-am văzut Home Alone. Dar de ce? Știu că ți-am spus că nu cred ce că faci de Crăciun? Cu ce îți ocupi programul de Crăciun, poate dragă Mihai? Poate cu ăsta nu știu. Glumesc, nu, că și pe ăsta l-am tocit destul în anii 90, dar da, îți spun, deci ce se întâmplă în stânga, eu sunt singur om din univers care n-a văzut filmul acesta. Dar nu mi-am propus, eu pur și simplu nu... E genial. Da, cred că dacă are un asemenea succes. Deci nu că e genial filmul, e genial că nu l-ai văzut. Filmul e... Glumeam cu colegii din ProTV, mă, ProTV cred că îl dă pentru a 370-a oră ca până la urmă să mă uit și eu la el. Dar n-ai avut curiozitatea? Nu. Nu. Ok, bun, am lămurit. Deci ar fi de ales să dai art că pe ăsta nu l-ai văzut. Mai ales că am și fost în emisiune, în studio, cu un personaj din filmul ăsta din dreapta. Glumesc. Deci e un personaj de pe net, Hans Gruber. Da, cunoști. Al știu, da, care da. Are pseudonimul. Hans Gruber este numele personajului negativ din Die Hard. Da, da. Cum îl chema pe actor care a și murit? Exact. Alan Rickman. Mă rog, am fost cu personajul negativ din Die Hard. Da, bun. N-a văzut Mironică Home Alone. Rock, pop, rap și manele. Rock, pop, rap și manele. E funny că colegul cu care am ajuns prima oară la Pro m-a întrebat, dar ție ce-ți muzică îți place? Știi, mă întreabă, la un dat mergeam precum în drumul ăla spre Pro. Aveam noi drumurile noastre și eu îi zic, la un dat YouTube, i-am dat un exemplu. Și zice, dar asta e rock. Și era surprins pentru că atunci în anii 90 pe mine mă fascina cum era obligatoriu, dacă îți plăcea genul ăsta de muzică, să ai geacă neagră cu plete, ținte și cu plete ciocate, tricou negru, și eu nu aveam mai nimic din toate astea. Dar nu că nu puteam să-mi permit, ci pur și simplu nu simțeam că dacă îmi place un gen de muzică, trebuie neapărat să mă și costumez. Adică mă amuza faptul că rock-ul era despre libertate și așa mai departe, dar era un mare conformism între cei care erau pasionați de acest gen de muzică. Mi se părea că mai toți se îmbracă la fel, se poartă la fel. Era ca o uniformă, sigur că nu e, dar mi-aducea aminte de uniforma din comunism. Pe o poantă acum cu un personaj care are plete, dar nu este rocker, și cu solistul de la Metallica, care e tuns scurt, nu știu dacă ai văzut-o, da, pe ochi. Da, da, da. Și are o papornică, iese din ceva magazin, știi? De lux, da. Exact, și are... Bun, deci rock. Da. Rammstein, am înțeles că îți place. Da, am fost de mai multe ori la concertele lor și m-aș mai duce. Chiar Cristian Țopescu mi-a refuzat o primă întâlnire cu Rammstein, ca să zic așa. Am avut o fantezie să mă duc să-i văd pe Rammstein în Rusia. Mi se părea combinația letală. Nemți, da, cu Sankt Petersburg iarna. Adică era, mi se părea o combinație explozivă. Și mi-am luat viză de Rusia, mi-am luat bilete la Sankt Petersburg. Mamă, deci mă duc prima oară să-i văd pe Rammstein. Și mă sună Cristian Țopescu și zice, aș vrea să-ți dau un premiu pentru cel mai bun comentariu al anului. Și îi zic că... Când e, nu știu ce, îmi spune, vă rog eu frumos, dacă se poate, dați lui Costi, că făcusem comentariul împreună cu Costi Mocanu, dați-i lui, vă rog, că am bilet atunci la concert, te rog frumos, îmi zice Cristian Țopescu, nu poate nici el, nu știu ce se întâmplă, deci nu putea nici Costi. Și sigur, Țopescu era unul dintre cei 10 supermen din copilăria mea, deci da. Până unde să merg cu refuzul? Mi-a ajunsese Cristian Țopescu să mă roage să-mi dea un premiu. Mi se părea neverosimil. Și prima întâlnire cu Rammstein mi-am refuzat-o din cauza / datorită lui Cristian Țopescu. Da. We are living in America. Da. Bun, hai să vedem. Rețele de socializare, că ești un... de fapt, nu doar rețele, pentru că YouTube-ul e și altceva. Ești un tip foarte activ, scrii foarte mișto acolo, conturile tale sunt simpatice, sunt aia. Care îți place, cu care te identifici? Pentru că e iarăși o chestie de generație interesantă. Da, sigur, sigur. Eu cu... Cu scrisul. Cu scrisul, cu rețeaua boșorogilor, ca să zic așa, cu Facebook. Dar nu e vorba doar că vorba în primul de text pe Facebook și asta mă atrage cel mai mult, dar
mi se pare că e cel mai bine alcătuită, că în continuare este cea mai ușor de manevrat, cel mai bine făcută, cea mai inteligentă și din punct de vedere al gândirii, al felului în care a fost construită. Da. Dar sigur, mi s-a spus că e bine să fiu și pe aceste, pentru că e bine să ne adresăm totuși și unor generații mai tinere. Da, da, da. Iar pe TikTok, de exemplu, am un clip cu peste o jumătate de milion de vizualizări de la, și ne întoarcem la prima parte a discuției noastre, de la un Liverpool cu Borussia Dortmund, pe care am avut ocazia să-l comentez de pe Anfield. Liverpool a fost condusă de Borussia cu 3-1, cu 30 de minute înainte de final. Trebuia să dea 3 goluri să se califice și le-a dat pe alea 3. Iar golul de 4-3 care aduce calificarea are o asemenea descărcare. Pentru mine e cel mai tare lucru care mi s-a întâmplat într-un meci. Cât are? Peste o jumătate de milion de vizualizări pe TikTok. A fost bombă acolo. TikTok-ul nu-l înțeleg și eu tot trimit prieteni, tot așa. De-astea, cu Gigi, cu Hagi, cu tot felul. Uite, iată, poți să găsești și altceva decât Gigi, Hagi. Da. Cum e golul ăsta de care spuneam. Simpatic, bun. Ce avem? Următor. Reverul. Pavel sau Halep? Pentru că Pavel a avut un rever, cum să spun, era... Știi, înainte să termin întrebarea, după ce ți-am povestit cum el a recuperat la tenis, jucând eu cu el, cum îl băteam la fotbal după ce el mă rupea la tenis, îți dai seama că e atât de ușor să-mi exprime alegerea aici. Eu joc cu reverul cu o mână, da. Iar fiica mea joacă reverul cu două mâini. Aha. Și fiica mea, ca să zic așa, ea ar alege altceva dacă ar fi. Și când ne ducem, eu joc ca în poza din stânga și fiica mea precum poza din dreapta. Iar despre Andrei, pot să spun, deci absolut obiectiv, dincolo de faptul că a fost... prietenul meu în copilărie, am fost în cantonamente, am dormit în același pas și așa mai departe, eu cred că doar Wawrinka are un rever mai frumos cu o mână în istoria, nu știu, în istoria pe care am văzut-o eu în tenis. Adică Federer, după părerea mea, care sigur că a fost zeul zeilor, nu are un rever atât de frumos cu o mână precum avea Andrei. Da, un rever excepțional. Da. Eventual Federer, dar, după 2017, când a învățat Ljubicic să dea... Andrei, Facebook, aici la Simona avem Instagram sau TikTok, ăsta este viitorul. Sunt foarte puțini copii care mai joacă. Cred că e prima oară, citisem o știre, cred că era prima oară când în top 10, în top 10 nu era niciun jucător cu o singură mână. Da, da. Cred. Da, nu da. Da, și Querten avea un rever frumos cu o mână, dar nu, Wawrinka recunosc și Pavel era excepțional. Da. Bun, deci reverul lui Pavel. Incredibil, parcă ai pregătit această alăturare de poze în timpul emisiunii, pentru că am vorbit despre experiențele pe care le-am trăit cu cei doi și ți-am zis că am avut experiențe similare, să zicem așa, cu oameni. Sunt onorat de colaborarea cu ambii, dar lui Cristian Tudor Popescu încă nu i-am propus să mergem la un turneu final de mondial cum i-am propus lui Radu. Adică cu Radu ajunsesem la un nivel de al relației în care urma să mergem o lună amândoi în Africa, împreună, ceea ce Cristian Tudor Popescu nici nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla vreodată așa ceva. Radu mi-a zis, băi, am pus 5.000 de euro de parte, mergem. Asta se întâmpla la Mondialul din Africa de Sud. Și zic, băi, Radu, dar vezi că e posibil să... E foarte periculos acolo. E îngrozitor de periculos în Africa de Sud. Sunt foarte puține țări în lume. Și el îmi zice, știi, în stilul lui faimos, ar fi o onoare pentru mine să mor în Africa. Ok, deci Banciu. Stânga, da. Stânga, bun. Next. Româniile. Asta e la România ultimului turneu final, 2016, și este România de astăzi. Apropo că urmează și noi după, știi, noi din 8 în 8 ani, așa mergem. Care ți se pare mai dotată, mai dată de la Dumnezeu, așa? Știi că, pe măsură ce au trecut anii, stima față de Naționala România a scăzut tot mai mult printre suporterii români și având în vedere și faptul că cei care au altă vârstă tind să fie mai atașați de ce s-a întâmplat în trecut, parcă natural ar fi să aleg Naționala din stânga, dar poate o să vin cu o mică surpriză aici și o să aleg Naționala din dreapta, pentru că eu cred că acești băieți totuși au fost destul de nedreptățiți în ultimii 2 ani, să zicem așa. Adică merită mai multă apreciere pentru ce pot. Pentru splendid. Ce arată, da. Da. Ok, hai să vedem.
Cele două meciuri, că tot ai vorbit de ele. Da. Dinamo Kiev, Steaua, Roma CFR Cluj. Asta e cel mai greu de cea mai grea alegere. L-ai comentat pe amândouă evenimente fantastice cu impact. Da. Cele mai tari meciuri în cupele europene pe care eu le-am comentat și aș spune cele mai tari meciuri pe care le-au făcut vreodată două echipe românești în Champions League. Nu s-a întâmplat ceva mai tare. În timpul meciului de la Roma am spus că ce s-a întâmplat în dreapta e mai tare decât ce s-a întâmplat în stânga. Emoția a fost extraordinară și la Cluj, pentru că efectiv am simțit că am olimpicul la picioare când eu și cu Ion Alexandru ne-am ridicat și am strigat gol la reușita lui Culio. Da. Și ne-au pus ca poziția de comentariu în mijlocul tribunei și în jurul meu erau mii de italieni care stăteau așezați, că doar nu te ridici la gol. Și noi eram singuri în picioare și strigam parcă mai mult, mai puțin pentru telespectatorii de acasă și mai mult pentru italienii în jur, pentru că ne-am simțit așa de tratați cu un aer de superioritate. Echipei se spunea Cluj în continuu. Mi se părea așa că e nedreptățită și CFR Cluj, că nu beneficiază de suficientă stimă, dar totuși emoția pe care am trăit-o în stânga, adică era primul meci al unei echipe românești în cupele europene după 10 ani, în Champions League, pardon, da, a fost grupe. Primul meci din grupă și de 10 ani nu se mai întâmplase așa ceva. Am fost la Kiev, până la urmă tot pentru stânga optez. Chievul cu Steaua. Chiar dacă în timpul meciului am spus că ce a făcut CFR la Roma mi s-a părut chiar mai tare decât ce a făcut Steaua la Kiev. Ok, bun. Deci Dinamo Kiev, Steaua. Și acum, generația actuală și generația de care pomeneai vocalii anilor 2000 versus generația actuală, care este mai tăcută, e diferită, dacă vrei. E... Mie, sigur, Gigi Becali... El e comun, deși, da? Asta, eu aș fi avut un comentariu legat de fotografiile pe care le-ați ales. L-aș fi pus pe Gigi Becali, sigur, în ambele generații, dar i-aș fi schimbat poza. Aha. Pentru că el nu mai este Gigi Becali din acea generație. Mi se pare că diferența este formidabilă față de aceste vremuri. Da. Și este o persoană foarte plăcută în acest moment în dialog. Îmi face foarte mare plăcere să discut cu Mihai Rotaru. E un tip chiar sclipitor, e un tip foarte plăcut așa în conversații. Cu cei doi n-am avut ocazia până acum să conversez, cu patronii de la Rapid și CFR Cluj. Iar lui Laszlo Dosic i-am spus de curând în direct că mi se pare cel mai fair play om din fotbalul nostru, dintre conducătorii de club. Da, deci acești oameni din generația actuală sunt poate mai eleganți în exprimări față de ce se întâmpla în trecut, dar aș rămâne totuși fidel acestei generații vechi, pentru că ei contribuiau de asemenea la o audiență mai mare pe care parcă o avea fotbal atunci. Fotbalul ajungea mai mult în interiorul maselor și datorită acestor personaje, că vrem, că nu vrem, pentru public și astfel de detalii contează când sunt atrași de un eveniment. Așa este. Mihai, mulțumesc mult pentru mult. Prezență. Și evident, sper ca lumea, că de fapt, ok, de la sportiv știm cu toții, vrei să le afli background, vrei să... De noi, de presă, se știu mai puține lucruri. Și mi se pare important ca noi să avem grijă și de generația viitoare. Poate cine știe, se uită unul, zice, bă, uite-mă, povestea lui Mironica a fost mișto astăzi și de ce nu m-aș face și eu într-o zi? Moderator... om de radio, om de TV, comentator, etc. Mă bucur că te-am avut. Mersi și te mai așteptăm, că povești sigur mai sunt nespuse. Mulțumesc, prieteni, rămâneți cu noi și vă aștept și la următoarea ediție de Sportcast cu Sile. La revedere!